Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc țop-țop. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuțu Șchiop. Frații mei ceilalți se joacă cu copiii toți, dar eu nu pot alerga ca dânsii, că sunt șchiop și cad mereu. Cățelușul Șchiop de Elena Farago este poezia care aduce lacrimi în ochii nevinovați ai oricărui copil. Din păcate, pe adulții nu-i mai impresionează deloc. Este grav. Asta înseamnă că oamenii respectivi s-au abrutizat. Insensibilitatea față de animale este un semnal de alarmă. Indică, de fapt, o problemă serioasă a celor care au ajuns într-o astfel de stare. Atitudinea se extinde și asupra semenilor. Ne mușcăm parcă între noi pe stradă, în metrou, în tramvai, la locul de muncă. Cel mai grav însă este că transmitem aceste modele copiilor noștri. Ce facem din ei? Modelul părintelui insensibil îi va marca pe viață. Ce generație formăm? Oare ne vor fi recunoscători pentru că i-am învățat să fie violenți? Nu, pentru că vor avea de suferit. Învață să fie agresiv cu ceea ce înseamnă viață. Să nu mai prețuiască viața. Această agresivitate împotriva animalelor își extinde tentaculele și sfâșie ceea ce este frumos și sfânt în noi. Unul dintre lucrurile foarte importante la care oamenii nu se gândesc și aș vrea să fac acest apel, este mesajul pe care îl transmitem copiilor noștri. Dacă le transmitem mesajul că o problemă, oricare ar fi ea, se poate rezolva prin violență și crimă, mi se pare că un exemplu foarte prost și mă întreb cum vor arăta generațiile următoare care vor fi crescute cu acest exemplu. Iar în privința ce vreau să spun, cu legea. Da, mai ales că un copil este mare iubitor de animale și își calcă pe suflet ca să înțeleagă că acel cățeluș din fața blocului trebuie omorât. Și atunci el, într-un fel, cum spuneți dumneavoastră, devine un... Se abrutizează. În care acceptă chestia asta, da. Se abrutizează, se desensibilizează și ajunge să aibă din ce în ce mai puțin respect pentru viață. Oamenii sunt la fel în orice situație, împărțiți. Unii dau atenție și... apreciază și chiar se gândesc că ar fi bine să adopte un câine. Alții nu se gândesc. Vă mai spun o chestie. E o mare diferență între cineva care doar aude despre copiii bolnavi și cineva care chiar îi și vede. Pentru mine a fost un mare șoc când am început terapia, pentru că eu îmi imaginam că toți copiii sunt sănătoși și normal și se joacă ca toți copiii.